Dă-te dracu să te ia că nu mor. Și mi-au și lamă, bă, cât humiliation să-mi iau, mă, frate, mă. Salut și bine v-am regăsit la un episod. De data aceasta ne jucăm pe serverul meu go16.leaguecs.ro. O să aveți serverul în descriere dacă vreți să intrați. Și da, în episodul de astăzi ne vom juca CS16, dar este CSGO, boys. După cum puteți vedea, avem aici aceste skinuri mirobolante HD. Nice. Sunete capă CSGO și în episodul de azi o să vă arăt cam tot ce seamănă cu CSGO de pe acest server. Dar înainte să începem, dați-vă acolo un like, boys, și un subscribe dacă susțineți seria aceasta. M-ar motiva foarte mult să postez în continuare. Și da, hai să vedem. Bă, în primul rând, sunetele, frate, adică auziți și voi. Un sunet de flash, nu știu dacă o să-l auzim acum, dar la arme, da? Uite. Ăsta e sunetul fix ca pe CSGO, plus recoil-ul este modificat. Vedeți cum se duc lanțele, se duc mai drept. Ținta, la fel. Avem țintă modificată, boys. Dacă scriem pe server slash țintă, putem să ne punem niște varietăți de ținte. Hai să ne punem, de exemplu, ținta lui Skadoodle. Aceasta este țintă. Ne punem ținta lui Aronului. Uite, sau CSGO Varsailan 1. Uite, depinde cu ce țintă vreți să vă jucați voi. La țintă mai avem și alte opțiuni. Eu mă joc de obicei cu ținta lui Kenies. Opa, stai așa că avem aici niște intruders. Da, se pare că ne-au făcut băieții. De e nu păcat, încercând să vă prezint eu aici ceva chestii. Dacă scriem KH, avem... putem să ne schimbăm fovul, boys, adică putem să ne jucăm așa ca codații, cum să joacă codații. Dar eu de obicei, uite, hai să mă joc cu fovul 10 în episodul de astăzi, ca să se vadă mâinile astea mai bine. Da. Avem un meniu de unde puteți să câștigați skin-uri pe server, câștigați cutiile, deschideți și așa mai departe. N-a vrut să moare, i-am dat un stop, i-am dat în cap cu glunțe, dar n-a vrut să moară, din păcate. Da, mă, boys, avem o grămadă de skin-uri frumoase pe server, avem MVP-uri, avem tatuaje. Hai să deschid aici o capsulă. Capsule chest. Am deschis și am lick my stick. Ok. Stai jos, măi, baba. Și acum dacă vrem să ne punem tatuaje, mă duc la inventory, la spray menu, bam, și dacă apăsăm T, putem să ne punem tatuaje pe server. Stai, bă, ce dracu, mă, chiar așa vreți să mă bateți cu toții, frate? Da, mă, boys. Skin-urile, v-am zis, sunt HD, adică vedeți și voi că strălucesc. Dacă suntem sub exclamări knife, pot să văd toate cuțitele pe care le-am pe server. Uite, o să pun, de exemplu, un Arambit. What? Nu, asta voiam. Uite, sau Knife Fade. Mi-am pus acest Knife Fade. La fel, strălucește, este HD. Pe server avem și sistem de mănuși, boys. Cum ar fi Inventory Gloves. Mi-am schimbat mănușile, mi-am pus niște mănuși mai roșii. Da, un boys, cam tot ce este pe CSGO aveți și la noi pe server. Și mapele chiar sunt puțin din CSGO, bine, asta e puțin mai veche, dar din păcate nu putem să vorbim pe voice cum vorbim pe CSGO. Dar eu zic că e ok dacă nu mai vin ăștia și mă bat repede. Da, și modelele sunt la fel ca pe CSGO, cum erau acum 2 ani. Văd, fraților, dar pe server sunt skin-uri care încă nu au apărut în CSGO, boys. Hai să vă arăt, uite, niște exemple de M4, să vă arăt și M4. Dacă scriem semnul exclamării M4A1, avem niște M4-uri care nu sunt în CSGO, de exemplu M4 Freeze sau M4 Fizzy Pop. Bine, astea nu sunt chiar wow. Da, nu mai știu să trag. Bă, serverul, pe server se trage foarte bine, dar nu prea știu eu să trag, știi ce zic? Mi-am pus aici un skin pe Butterfly, pentru că am văzut la cineva și... da, mă, deci aveți aici skin-uri pe care nu le aveți nici pe CSGO.
4 la 1. Hai să schimb aceste în 4, că nu prea îmi place, sincer, să fiu cu voi. Uite, îmi punem 4 player 2. Și ăsta este în 4 player 2. Din păcate, acesta nu este HD. Bă, dar noi nu jucăm aici. Noi suntem 5... Noi suntem 5v2. Nu știu cum se întâmplă aici. Da, ca să fie skin-ul HD, dacă scriem în 4 la 1, ca să fie skin-ul HD, trebuie să căutăm aici, se scrie 1080p, da? Și ne punem aici un Nenua. Acesta este HD, este 1080p. No. Dă-te dracu să te ia că nu mor. Și mi-au și lamă, bă, cât humiliation să-mi iau, mă, frate, mă. Mă, frate, mă, se poate așa ceva, mă? Hai că mi-au și FAMAS, mă. Mamă, n-avem skin pe FAMAS? FAMAS, direct ne puneți skin pe FAMAS, să moară Bibi dacă știu vreo, uite, puls. Hai să-mi punem totuși Survivor Z. Gata, mă, am pus skin pe FAMAS. Sau nu, mă, pe Deagle, ia. Deagle. Ne punem aici un... Stai, mă, să pun și eu skin pe Deagle, mă. Uite, Ocean Drive, ia să-l vedem. Pe server sunt și skin-urile clasice, boys, după cum vedeți, acest AK clasic. Cred că băiatul ăsta este la început pe server, ăsta e și Deagle-ul clasic de pe server. Da, nu există wall pe server, wall-ul ăla e activat doar la admin ca să vadă dacă au băieții coade. O să-mi iau iar aici un... Bă, AK-ul ăsta, Asimov, deci să moară Jaxana și tot ce vă mint eu. Da, nu știam să aici, dar arată mai bine ca pe CSC, boys, n-ai cum, efectiv. Efectiv, Vanus. Bine, la mapă merge un upgrade. Bă, când dracu ai sărit peste mine, mă, da, băieții mai țupă aici, nu, na. Ăștia cu VIP, știi ce zic, oricum e trecut de ora 10 și toți au VIP, acum e VIP free, dar, da, ca idee. Aveți și rancuri pe server, mă, băieți, dacă scriu aici un cuvânt, eu sunt acum Silver Elite. De asemenea aveți și top 15. Am vedeți aici în top. Vedeți toate alea. Și da, dacă vreți să jucați CS16, dar CSGO, intrați aici pe server, boys. Baba, dacă mă... Nu cred și am dat cap. Bă, cum mă, un gloz din toate astea n-a intrat în el, mă? Hai de capul meu, bă. Eu câteodată nu mai înțeleg jocul ăsta, mă, frate. Nu mai înțeleg jocul ăsta. Hai să mai schimbăm cuțitul. Avem o grămadă, avem din plin. Bine, voi ca să aveți atâta cuțite, trebuie să vă jucați puțin pe server. Să fiu sincer cu voi, ne punem aici un bayonet gamma Doppler. Auto-ia cum arată. Bă, zici că nu e 1.6, stai, mă, frate. Ia, mai stai, mă, așa că deja ți-o iei în cap. Ia. Bravo, mă, hai că mai câștigam și noi, băi, state. Băi, state, țiganul ăsta. Ia, pe AVP ce skin-uri mai avem? AVP, uite, Asimov Red. Eu v-am zis că aici pe server sunt skin-uri care încă n-au apărut pe CSGO, nu știu cum să vă zic. Ați văzut voi Asimov Red pe CSGO? Eu zic că la noi pe server e 2000 de ori mai bine. Da. Trebuie să știți să și bați oameni, da. Skin-urile astea le puteți obține făcând kill-uri, intrați la open cases și deschideți, da? Dar în primul rând trebuie să vă faceți cont. Când intrați pe server, apăsați tasta M și vă puneți acolo parola. Nu e așa de greu, e de copii mici, să zic așa. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really. Băieți, ăștia și cam bat joc de mine, bă, boys, nu știu cum să vă zic eu vouă. Se schimbă și mapa. Da. Uite, avem și cash pe server. Ce vreți voi? Da, din păcate este mai bun băiatul ăsta decât mine. Da, mă, boys, datorită faptului că sunt cam puțin player aici pe server, s-a schimbat mapa, s-a băgat această mapă. Care nu e chiar CSGO, dar se mai bagă și mape de astea pentru nostalgie, pentru știți voi ce zic. Și da, nu o să poate o să fie mai mult player după ce apare acest videoclip. Da, mă, băi, ce să vă mai zic, bă, dacă v-a plăcut acest episod, dați acolo un like și un subscribe. Ăsta a fost CSGO pe 1.6. Ok.
Până data viitoare, ne fost alugent pe serverul go16.leaguecs.ro. Uitați de like, share, subscribe. Pa, pa!